O să fie, cred că, gezoreală nebună. I'm gonna fight a mob. Mama. A seven nation army wouldn't hold me back. They gonna rip it up. Ua. Taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Ana Laura Gabriela, am 23 de ani, sunt actriță, sunt din Baia Mare, dar locuiesc în București de 2 ani și vă mulțumesc. Am văzut că în timp ce vorbeai te uitai la Tudor, pentru că ai conexiunea asta de la actor la actor cu el. Tare sper să nu joace vreun rol, pentru că e mișto actoria la Vocea României, dar totuși suntem la voce, e vorba despre voce. Dar, draga mea, da, anume prin acest fapt și prin aceste skill-uri, mi se pare că Laura a întors aceste patru scaune. Anume, prin capacitatea ei de a juca cu piesa asta atât de bine. Vocal. Te-a ajutat și mult actoria să stilizezi. Ai ales o piesă extraordinară. Ai ales o piesă extraordinară, Laura. Laura, hai să fim sinceri unii cu alții. Există vreo șansă să ajungi în altă echipă decât al lui Tudor? Da, zi sincer. Sincer, adică... Sincer, sincer. Hai să o dăm pe față. Dacă mi-ai fi pus întrebarea asta acum 5 ani, aș fi zis nu. Acum? Ce-ai făcut, Tudor? Da. Ai dezamăgit? Trăiesc doar în prezent, încerc să nu-mi fac foarte multe planuri de acasă. Foarte bună. Sunt gândire. Aici pentru voi. Ok. Foarte bună gândire. Eu tot cam pe modelul ăsta trăiesc și cred că o să ne înțelegem foarte bine aici. Am așteptat un concurent ca tine. Pe lângă faptul că îmi doresc să câștig ca antrenor această ediție, îmi doresc să învăț și eu chestii din această ediție și mi-ar plăcea să facem un târg. Eu să-ți dau ție ce am învățat și tu să-mi dai mie ceea ce ai tu. Dar pentru asta te invit în echipa mea. Îți mulțumesc enorm, enorm. Noi nu vrem să-ți luăm nimic, noi vrem doar să-ți dăm. Noi putem să-ți oferim o perspectivă a ceea ce înseamnă să fii în industria muzicală, ce înseamnă să-ți construiești o carieră, de ce ai nevoie, care sunt pericolele, care sunt capcanele, care sunt avantajele, dezavantajele. Îți pot explica această poveste din toate unghiurile posibile, pentru că am foarte multă experiență în cam 360, așa, în show business în general și chiar și treaba asta pot să fac mai bine decât Irina. Nu, că am făcut așa, ia uite. Să vedem. Fii atent, cum o faci tu, ia, arată-mi cum o faci.
Uite, așa. Așa. Așa, așa, așa. Dar fie cum fac eu. Înțelegi? Ok. Cu asta m-ai convins. Cu asta. Laura, pe mine m-ai cucerit prin atitudinea ta. Ai un timbru foarte frumos. Faza e că eu mai am un actor acum în echipă, pe care îl cheamă Vlad și îmi place foarte mult de el. Da. Și aș vrea foarte mult ca în etapa a doua să vă văd împreună. Mi-ar plăcea foarte mult să văd doi actori cum iau și sfâșii o piesă în bucăți. Adică deja eu jonglez cu acest gând și mi-ar plăcea foarte mult să team în echipa mea. Pe lângă toată treaba asta, mi-ar plăcea foarte mult pentru că ești foarte, foarte bună. Mulțumesc! Pot să vorbesc și eu? Da, da. Trebuie să muncim 10.000 de ore ca să fim perfecți în ceva. Din păcate, la mine e cu 20.000 de ore, că dacă am două meserii, mai trăiesc o dramă. Muzicienii mă consideră actor, actorii mă consideră muzician. Dar e ok. Eu merg înainte cu chestia asta. Nu știu ce s-a întâmplat în acești 5 ani, dar cred că eu sunt antrenorul încă potrivit pentru tine, din motive pe care poate le simți și tu și poate că le știm amândoi. Și aș vrea să te rog, cu mare insistență, să vin echipa mea. Stați așa. Eu cred că știu ce s-a întâmplat în aceste 5 ani. Stai un pic. Îmi place că se bați. Ce drăguț e. Laura. Da. Din motive pe care le știm amândoi, care ar fi ăsta? De ce ar fi Tudor antrenorul potrivit pentru tine? Verifici range-ul de potriveală între mine și ea acum? Da. Ăsta e rolul tău la Vocea României? Păi nu vreau să fac o alegere nepotrivită pentru ea. Laura, mi se pare că s-a vorbit foarte mult despre actorie și prea puțin despre muzică. Și o să spun o chestie. Teatru este muzică? Eu când am început să fac muzică, am început să am succes atunci când am făcut muzică terapie pentru mine. Pur egoist. Eu nu m-am gândit la public atunci când am făcut piesele cu care am avut succes. Asta a venit automat, pentru că abia atunci, când nu m-am mai dăruit oamenilor și m-am dăruit mie și mi-am ascultat inima și sufletul, abia atunci publicul a rezonat cu mine. Dalai Lama te-a sunat? Bă, cred că a sunat, bă, dar a avut telefonul pe sale. Și să-ți mai zic ceva. Este foarte greu ca femeie să te lupți. Așa e. Între, mai ales între doi masculi care sunt alfa, ce nu știu ei e că eu nu sunt din haita lor. Auzi, mă, Smiley, dar, că umblăm în haită. Dar tu știi asta. Păi nu știi că ne-a zis Brenciu că ne-am înhăitat. Da. Asta. Da. Dar avem nevoie de decizie acum. Pentru că simt că lupta asta... Da. Eu sunt hotărâtă ca în oricare echipă aș fi să dau absolut tot. Tot ce am făcut în viața asta a fost din pasiune și tot timpul m-am luptat să fiu atât de bună încât să nu pot fi ignorată. Mamă, asta trebuie să o rețin. Și îmi doresc din suflet să facem o treabă foarte bună împreună, eu și cu... Dar înainte de asta... Băi, mi-a plăcut foarte mult asta, să fiu atât de bună încât să nu fiu ignorată. Să nu poți ignorată, da. Hai să luăm așa. Teo și Smiley, ador vibe-ul vostru împreună și separat. Irina, ești senzațională. Ai un talent atât de sincer încât pe mine mă dezarmează de fiecare dată când văd interpretările tale live. Uite ce frumos, Denis, vezi? Tu... Ai o sinceritate nealterată cumva de tot ce se creează în media, în jurul artiștilor și mi se pare absolut minunat. Tudor, te iubesc pur și simplu profesional, însă în această seară voi alege să merg și cu instinctul, hai, și cu creierul și cu sufletul și să aleg un om care este cel mai diferit de mine dintre voi. Drept urmare, în seara asta, cred, îl voi alege pe Denis. Nu cred! Wow!
speech a avut Tudor. Mamă. Tudor, dar ție ți-a plăcut pledoaria, na? Nu ți-a plăcut? E problema ta, dragul meu. Mie mi-a plăcut pledoaria ei. Vă mulțumesc, mulțumesc. Bravo. E unul dintre concurenții mei preferate la Vocea României de sezonul ăsta. Are 23 de ani, dar e un om care poate să inspire ceilalți oameni din generația noastră. A venit și a zis chestia aia, m-a spart pe mine. Mi-am propus să fiu atât de bună încât să nu mă poată ignora nimeni. Da, da, mi-a plăcut și mie. Mi-a dat o lacrimă în colțul ochiului când a spus chestia aia. Asta că... le spun și oamenilor de la mine, de la production. Exact treaba asta, dar le spun de ani de zile. Trebuie perseverență. Munca nu se oprește niciodată, ba dimpotrivă. Cât de tare a fost! E monstru fata asta!